s-a născut pregătit pentru orice provocare. Nu-i e frică de nimic pentru că este în maximă formă. Oval este o formă. Doamnelor și domnilor, Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Îmi place foarte mult că sunt fierți pe geometrie colegii mei, pe forme, pe d-astea, pe oval, pe dreptunghiular, pe ce să ne mai facem. Are cineva o agrafă? Da. Da, ți-am dat și mie, că vreau să-mi iau o casă. Ce râdeți, ce? Ce râdeți? O casă, zic. O agrafă? Da. A, să te duci să răspui o casă străină? Nu, aia se numește să furi dintr-o casă. Ai înțeles greșit, dacă sunt în Berce, nu intru așa în case. Nu, ziceam că vreau să dau o agrafă în schimbul unei case. Am una mai mică, una mai mare. Vrei să-ți iei casă? Nici nu contează. Nu contează. Eu acum nu glumesc. Există un om pe lumea asta, un om din Canada, Kyle McDonald îl cheamă pe dânsul, care a plecat de la o agrafă pe care a dat-o la schimb și într-un an a ajuns să ia o casă, să obțină o casă. Nu glumesc. Căutați pe cuvânt, căutați pe net. Acum toată lumea verifică. Băi, avem agrafa aia pe aici, parcă era. Ia uite, apartament de 3 camere, tineretului. Deci, ce a făcut Kyle ăsta este o chestie foarte simplă și foarte simpatică. Este un blogger din Canada și el a zis în felul următor. A plecat de la o agrafă roșie, de aia de birou, dacă am înțeles eu bine, și a zis, dau agrafa asta la schimb cu nu știu ce. Și, ia să vedem. După câteva zile de la primul anunț, a schimbat agrafa de birou cu un stilou în formă de pește. Apoi a schimbat stiloul cu un butuc. Ce butuc, nu știu. Și tot așa a schimbat până când l-a ajuns la un glob de zăpadă artificială cu logo-ul trupei Kiss pe un rol într-un film. Și apoi rolul dintr-un film l-a dat la schimb pe o casă situată pe strada principală din orașul Kipling din Canada. Căutați pe net, mi se pare foarte tare povestea. În primul an am zis că e țeapă, că e poveste. Dar e o chestie reală, e o întâmplare reală. A scris și o carte despre chestia asta. Și e foarte mișto de văzut cum a schimbat pas cu pas până a ajuns de la agrafă la o casă. Atenție, în doar un an. Adică asta nu e treabă de o viață, știi? Am două agrafe. Ce anume? Am două agrafe. N-aud. Am două agrafe. Ai două agrafe? Deja ai o scară de bloc, ce să mai e? Acolo, așa. One Red Paperclip se numește cartea, adică o mică, o agrafă roșie de birou. Și o găsiți să cumpărați și online și offline și toate cele. Foarte tare, da. Cu cine jucăm astăzi? Crăciun! Cu ce? Crăciun! În aplauzele voastre, familia Crăciun! Din Iași sunt ei și sunt conduși în luptă de Edi. Edi este un programator cu ștaif, a terminat liceul de informatică, a continuat cu bioinginerie medicală și s-a dedicat dezvoltării de software. Când nu lucrează, fiecare secundă este dedicată familiei. Are 5 copii, toți pasionați de ciclism, ski, snowboard, karting și gimnastică. Nu-i place să se certe, ar mânca tiramisu dimineață, prânz, seară și noapte și visează să se retragă undeva în creierii munților, aproape de creste, lacuri, păduri, urși și tiramisu. Special. Te rog să ne prezinți și nouă restul familiei. Bună ziua, am venit astăzi cu cumnata mea Andreea, sora Bună, mea Bună. Dana, Bună, Dana, mama mea Elena Sărăm și fratele Elena. Meu cel mai mic, Gabriel. Salutare, Gabriel. Bună ziua. Andreea este specialist în relații cu clienții. Este sensibilă și descurcăreață. A absolvit conservatorul unde a studiat canto și pian. Își manifestă creativitatea plenar. Cântă, pictează, dansează. Face tiramisu? Da. 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 Face tiramisu, iată perfecțiunea. Îi plac bujorii înghețata cu ciocolată și filmele, zic, romantice. Nu îi plac jocurile de cărți și visează să devină o cântăreață de succes care își emoționează publicul până la lacrimi. Bună ziua, mi-am găsit. Română. Și eu uneori emoționez până la lacrimi, le dau cu spray de la cu piper.
Dana este programator în timpul liber, își ia cei 18 membri ai familiei și caută o... 18? Voi când plecați în vacanță, luați tot hotelul, nu? Da. Este o dansatoare pasionată și a și învățat să se miște în ritmul de salsa și bachata. A făcut arte marțiale și are 3 câpi la Conchido. 3 câpi, da? Îi plac magnoriile, mirosul de salcâm, vinetele și puii de animale. Elena este pensionară și a fost operator chimist la o fabrică de fire sintetice. Are 4 băieți, o fată și 7 nepoți. Este pasionată de cărți și învață singură engleză pe internet. Are o colecție de orhidee și mușcate. A rămas impresionată de peisajele din Cipru și Israel. Este alergică la praf, nu suportă frigul și visează să urmeze cursurile Facultății de Teologie. Dar nu, nu se stă degeaba. Nu? Nu, e clar că nu. Gabriel este student la master la ASE, la Facultatea de Informatică Economică. Când era mic, se juca mult pe calculator cu frații mai mari care se enervau că mâncau bătaie de la el. Și de-aia îl bătau cu calculatorul după aia. Că știu, am văzut eu cum e cu frații mai mari. Că nu învață, lucrează ca șofer. Deși se trage din ea și face o ciorbă rădăuțeană de care ar fi mândru și Ștefan cel Mare. Se dă cu schiurile precum un campion. Adevărat. Bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Sper să ne distrăm. Cum să nu? Să aveți baftă. Mulțumim. Baftă. 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 Așa baftă. Să fie. Mulțumim. De cealaltă parte, familia Irofte. Cel de-al doilea joc în continuare, Marian este capitan. Ziua bună. Salut, capitan. Marian, cu cine ai venit astăzi? Astăzi am venit cu verișoara mea, Marta. Bună, Marta. Mm-hmm. Cu verișoara mea, Flori. Bună, Flori. Cu verișoara mea, Mari. Bună, Mari. Și cu vorul meu, Tavi. Salutare, Tavi. Tare. Toată lumea bine? Foarte. Știi ce avem de făcut? Da. Baftă. Mulțumim. Baftă. 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 Runda întâi. Ia spuneți voi. Perfecțiune. Să vedem câte variante de răspuns avem. 8. Am întrebat 100 de români. Vrei să te asiguri că arăți impecabil? În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Părul. Părul. Ce-am mai ales să zic? Ce să ne mai facem? Machiaj. Edi. Nu avem varianta asta. Jucăm, pasăm? Hai să jucăm. Mulțumesc, Eddie. Vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Papion. Papion? Nu e acolo. Flori, vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Cureaua. Bun. Mari, vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Pantalonii. Bun. Tavi, vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Costumul. Costumul. Avem sacul. Foarte bine. Maria, vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Pantofi. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Marta. Vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi? Butonii de la cămăși. Butonii. Da. Da sau ba? 47 de puncte în joc. Cravata. Așteaptă, Gabriel, ca să vă vedeți. Ce mă alerge așa? Cravata. Mi-a mai spus odată. M-a mai spus odată. Accesorii. Am înțeles. Cravata. Am înțeles. Accesoriile. Am înțeles. 4 variante, domnule, 47 de puncte în joc. Vrei să te asiguri că arăți impecabil. În afară de gulerul cămășii, ce îți mai aranjezi?
pe lângă machiaj, cravata. Da. Spune-mi, în sfârșit, las-o, e ok. Câștigă această rundă familia Crăciun. Ce mai avem noi acolo? Deci? Ceasul. A zis cineva bluză, nu? Ce? Mustața. Te și vezi. Fusta. Și? Barba. Runda a? Doua. Cu cine? Andreea și Marta. Hai. Să vedem câte variante avem. 8. Am întrebat 100 de români. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea. Ce își cumpără gustos de ei? Bomboane. Bomboane. Ciocolată. Ciocolată. Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm, mulțumesc. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea. Ce își cumpără gustos de ei? Înghețată. Înghețată. Avem. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea. Ce își cumpără gustos de ei? Alune. Alune. Nu avem varianta asta. Gabriel. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea. Ce își cumpără gustos de ei? Biscuiți. Biscuiți. Biscuiții sunt gustoși, așa am zice. Ești dulci, biscuiți. Avem biscuiți? Avem biscuiți. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea. Ce își cumpără gustos de ei? O felie de tort. O felie de tort. Ce? Nu-ți dă nimeni o felie de tort la 5 lei? Nu? Da, aia, că sunteți oameni răi și nu dați. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Andreea. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea, ce își cumpără gustos de ei? Prăjituri. Prăjituri. Își iau o prăjitură. Tavi, vin către tine. Tavi, am ajuns. Tavi, mai vin odată, nu-i problemă. Am ajuns din nou. Pizza. Pizza. Eugenie. Ok. O prăjitură. Am înțeles. Puflet. Am înțeles. 5 variante, domnule. 29 de puncte. În timp ce făcea curat prin casa piticilor, albă ca zăpada găsește 5 lei sub canapea. Ce își cumpără gustos de ei? Pufuleți. Câștigă această rundă, familia Irofte! Ce? 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 Doi mici la 5 lei? Merdenea? Aie.
Da, da, da. Două clătite. Eu cred că te arunci... Uite, covrig. Shaorma la 5 lei să nu mănânci, că e fărâmată. E o shaorma care a murit de mult, tu să nu... Oricum, dacă nu ești atent când o apropii, te mușcă de față. Deci nu... Hai, mai zice, mai zi, gogoașă. Ar putea fi gogoașă. Mere. Un mango copt. Cireș vara. 29 de puncte la 47. Scorul e acolo, e putere. Revenim cu runda a treia în scurt timp. Într-o tensiune de nedescris. Am revenit cu runda a treia, domnule. Punctele sunt... Simple. Cu cine jucăm? Așa, mulțumesc. Să vedem câte variante. Să tot fie fix 8. Am întrebat 100 de români, în afară de cartofi, din ce mai faci piure? Morcov. Favorit? Jucăm, pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Diana. În afară de cartofi, din ce mai faci piure? Păstârnac. Păstârnac, domnule. Nu? Nu? Tavi, în afară de cartofi, din ce mai faci piure? Ananas. Nu știu. Foarte interesant, Avi. Foarte. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Legume e duală. Te ceresc, Maria, tu n-ai încercat piureul de ananas? Eu sunt... Este exotic. E în Caraibe să mănâncă piure de ananas. Foarte simpatic. În afară de cartofi, din ce mai faci piure? Păstârnac, cred. Bună idee. Bună. Voi pe piureu sunteți bine de tot. Bine sunteți. Asta e. E la în familie, la unele sărbători fac piure de păstârnac, alte ori de ananas. Și gata cu piureuri, că nu-s chiar așa de bune. Foarte simpatici. Dacă zici păstârnac sau ananas, îi plec acasă. Piure de broccoli. Ați terminat? Ați să vă ar păstârnacul la degete. De fructe. De fructe. Oh, de mazăre. Mazăre. Conopidă. Conopidă. Din rău mai rău. 7 variante. În afară de cartofi, din ce mai faci piure? Din mazăre. Avem mazăre? Bine, asta de mazăre, dacă nu-i pui un pic de păstârnac și niște ananas, nu faci treabă. Câștigă această rundă familia Crăciun. A noastră e disperată. Doamne! Ce mai avem acolo? Castane, desigur. Castanele le aruncăm după noi. De spanac. Da, da. Conopidă.
Pe mine m-a ucis Tavi cu ananasul ăla, cu piureul ăla de... N-am mai pățit. Fasui? Banane. 92 de puncte la 29 de puncte. Runda A. Gata cu joaca, punctele sunt duble. Cu cine jucăm? Hai. S-a auzit Elena, vai de mine, vai de mine. Dacă nimerim al piure, ne-am nenorocit. Sunt 8 variante. Am întrebat 100 de români. Ceaoleu, vai de mine, să știi că ai dreptate. Ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? Oale. Oale. Iată, avem oale. Legume. Legume. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? O tigaie. O tigaie, una. Una. Să nu ne încurcăm după aia. Dacă sunt mai multe, cine știe? Nici aia nu e, domne. Edi, ce vezi într-un tablou intitulat, zic, Natură statică în bucătărie? Scaun. Aveți dreptul să vă sătuiți. Atenție, sunt 10 puncte în joc. Andreea, ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? O masă. O masă. Da. Hai că e bine acolo. Oho. Bun. Dana, ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? Un măr. Un măr. De ce? Că oale am avut. Iată că avem fruct. Bun. Elena, ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? Cuțite. N-avem? Ba da. Eu cred că avem totuși. Iată, avem cuțit. Gabriel, ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? Mai multe linguri. Mai multe. S-a calicit la crătiți și a zis măcar linguri să fie mai multe. Uite, era acolo una, dar era. Edi, ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? O furculiță. O furculiță. Am revenit la unghie în gât, câte una. 92 de puncte în joc. Puteți prelua conducere. Ce zici, Tavi, scuză-mă? Cești. Cești! Cești. Prima oară am crezut că a tușit, s-a strănătat. A făcut cești! De-aia m-am și blocat un pic, că nu știam ce să mai... Da. Flori. Flori. Mobila. Mobila. Cești. Cești. A, uite că cești sună bine, o sună ok la tine, da. Tavi era mai supărat. Cești! Trei variante. Ce vezi într-un tablou intitulat Natură statică în bucătărie? Dacă sunt fructe, să fie și legume. Legume. N-am încercat deja? Nu. Cred că am încercat, să știu. Câștigă această rundă familia Crăciun. Nici lui Marian, dar nici familiei Crăciun. Nu le vine să creadă.
No, no. I-am câștigat, e, du-te până aici. Ce mai avem acolo? Mobilă, mobilă e. Dar am zis... Robot de bucătărie. Robotul din bucătărie. Iată. Uite. L-ați auzit pe Tavi? Uite ce știri, uite-le. Farfurie. Când n-ați pe sârmaș? Dacă tablou se numește natură statică în bucătărie, doar nu fi balcon acolo, nu? E logică de fier. Ia, cât ți-au zis bucătărie? 5. Forță. Runda a? 5-a. Să vedem câte variante avem. 8 variante. Am rugat 100 de români. Numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 45. Roșu. Mov. Edi? Lila. Avem para lila. Turcoaz. Turcoaz. Favorit. Jucăm, pasăm? Pasăm. Hai să jucăm atunci. Numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 45. Khaki. Avem... Dana, numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 45. Fucsia. Eu încă nu cred că există culoarea asta, e doar o capcană. Elena, numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 45. Crem. Ce? Crem. Crem? Filme și asomie. Da, crem. Ia să vedem. Primul X. Gabriel, numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 44. Bordo. Bordo? Da. Ați văzut? Da. Sofisticat. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Edi, numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 45. Oranj. 108 puncte. Să vedem. Tavi, te ascult. Violet. Am înțeles? Violet. Am înțeles? Violet. Am înțeles? Violet. Am înțeles. Avem 4 date, 4 nedate. 108 puncte în luptă lăsate, Marian. Numește o culoare pe care nu o recunoaște niciun copil de 5 ani, dar niciun bărbat de 45. Grena. Câștigă această rundă familia Crăciun. Turcoaz, fucsia, lila, khaki. Avem grej? Da. Grej, nu. Castaniu. Ros, ce? Somon. Corai. Adică un verde care n-a reușit să ajungă în viață, să reușească în viață. Da. Azur. E, n-are cum. E cum să nu recunoască gri?
vișină tânără. Nu e gris șobolan acolo. Pariu. Există, dar nu e acolo. Și orice, orice om știe ce la e gri. Fistic. Corai ar putea fi. Azur? Persică. Ce spui? Sia. Nu. Ce, nu știți frez? Cum? Cum ați explica-o? Era freză. Cum? Roz bombon este frez? Chiar voiam să zic, să explic că e un fel de... Da, mie îmi place foarte mult frez. Bine, chiar folosesc foarte mult frez în viața mea. La, în sfârșit. Runda A... Punctele sunt? Bine. Hai! Să vedem câte variante avem. Iată. Am întrebat 100 de români. Ce te face să zâmbești? Un banc. Un banc. Avem? Soția. Soția, foarte frumos. E acolo, bravo. Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Edi. Ce te face să zâmbești? Copilul. Copilul, foarte frumos. Bravo. Florin, ce te face să zâmbești? Vremea frumoasă, soarele. Vremea frumoasă. Bravo! Ce te face să zâmbești? Prieteni. N-avem varianta asta, dar nu-i panică, e primul X. Tavi, ce te face să zâmbești? Animalele. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Marian, ce te face să zâmbești? Dimineața. Răsărit. N-avem varianta asta. Filmul de comedie. Ok. Familia. Ok. O comedie bună. Am înțeles. Păzele din tinerețe. Am înțeles. Patru variante. Ce te face să zâmbești? O comedie bună. Câștigă această rundă, familia Irofte. Câștigă acest joc, familia Crăciun. Ce mai avem acolo? Gâdilatul, domne. Nu e gâdilatul acolo. Un alt zâmbet. Dentistul. Un sărut. Ce? Doi litri de țuică. Marinare. Da, da, este o boală africană, am auzit eu. Un comediant. Uite, un comediant. Iată. 2-9, 2-1, 9-7. Un scor echilibrat. Mergeți în rundă, Fulger. O să am nevoie de doi voluntari. Dacă vine Gabriel Leșină. Vă mulțumesc că ați revenit. Sper că v-ați simțit bine alături de noi. Să rămână. Să rămână. Bine, salutare.
Să fiți bine și voi acasă. Revenim cu rundă fulger, încercăm să redăm și, și premiul ediției 2500 de lei. E, după o pauză. Da. Mergem mai departe cu familia Crăciun și iată-ne acum față în față cu o masă pe care stau 2500 de lei cu minți acolo. I-ați putea lua. Cu cine joc? Doamne, ajută. Tot ai zis că vrei să leșin cu Andreea și Gabriel. Oh, bun, 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 bun. Haideți. Doamne, ajută. Sunt două manșe. Prima are 20, cea de-a doua 25 de secunde. Cu cine încep? Cu mine. Ne vedem mai încolo. ...20 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, pas, trece mai departe. Okay. Ne întoarcem la final. Okay. Cronometrul curge din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Am întrebat 100 de români. Pe ce își cheltuie un adolescent economiile? Ieșit în oraș. Ce flori vezi pe o cămașă brodată de mână? O margarete. Cine poartă pantofi argintii? Pas. Numește ceva pătrat. O casă. Ce vezi într-un oficiu poștal? Plicuri. Cine poartă pantofi argintii? Dansatorii. Ok. Reușim 100? Da. Nu vă aud! Vreți să vedem? Da. Hai să vedem. Pe ce își cheltuie un adolescent economiile? Tu mi-ai spus? Ieșit în oraș. Ieșit în oraș. Și n-am mai intrat în casă. Ia să vedem. Ce flori vezi pe o cămașă brodată de mână? Margarete. Margarete. Da, eu m-am gândit din start la margarete. 9, iată. Cine poartă pantofi argintii? Și tu mi-ai spus? Dansatorii. Dansatorii. Ia să vedem. Câte perechi de dansatori? 6. Un ansamblu mic. Da. Numește ceva pătrat. Și tu ai spus? O casă. O casă. Patru pereți. Patru case. Iată, da. Ce vezi într-un oficiu poștal? Plicuri. Plicuri, domne. Aici suntem bine. Da, doamne. Să nu fie timbre, să nu fie oameni. Și reușim 50 de puncte. Mulțumesc, Andreea. Mulțumesc și eu. Și vine acum Gabriel. Bine, ai revenit. Bine, v-am regăsit. Domnule, 25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă nu știi un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul acesta. Asta înseamnă că am primit de la Andreea deja acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Da. Cronometrul pornește din loc din momentul în care termin de rostit prima întrebare. Jucăm? Jucăm. Baftă. Și dansăm. Ok. Am întrebat 100 de români. Pe ce își cheltuie un adolescent economiile? Beri. Ce flori vezi pe o cămașă brodată de mână? Ien. Cine poartă pantofi argintii? Clovnul. Numește ceva pătrat? Poarta. Ce vezi într-un oficiu poștal? Facturi. Ce flori vezi pe o cămașă brodată de mână? Tu mi-ai zis flori de in. Da. N-am văzut în viața mea cum arată florile de in. Da, sunt frumoase. Sunt frumoase, frumoase. N-am nicio îndoială, sunt superbe. Chiar de multe ori m-am întrebat să fac cadou un buchet de trandafiri sau un buchet de flori de in. Vrei să vezi ce am făcut? E grav. Hai să vedem. Grav. Avem deja 50 de puncte. E grav. Uite-le acolo, sunt așa.
pe ce își cheltuie, zic, un adolescent economiile? Tu mi-ai spus? Bere. Bere. Adolescent. Sigur, nu pe caiet. Favorit pe haine. Apoi bicicletă, jocuri video, telefon, distracție, ieșiri, mâncare, excursii, concerte. Ce flori vezi pe o cămașă brodată de mână? Mi-e place că tu el e, aici am zis flori de in. In or out? Ia să vedem. Favorit trandafiri. Apoi maci, lalele, mușețel, margarete, tei, mușcate, iasomie. Cine poartă pantofi argintii și tu mi-ai spus? Clovnul. Clovnul. Trebuie să fie favorit. Cenușă reasă. Apoi zâna, mireasa, vrăjitoarea, prințesa, spiridu și dansatorii albă ca zăpadă. Numiți ceva pătrat. Și tu mi-ai zis? Poarta. Ce? Poarta. Mai tare. Poarta. Poarta. Dar nu de fotbal. Nu de fotbal. Nu de fotbal. Cutie. Scaun, masă, cub, pătrat, cap, casă, pernă. Ce vezi într-un oficiu poștal? Facturi. Facturi. Revista, acum. Aha. Tras-mă mai dinainte. Tipule, am fost foarte aproape. Mulțumesc. Haideți cu toți încoace. Familia Crăciun a jucat bine jocul, dar în rundă fulger n-am făcut altceva decât spectacol, ceea ce și ăsta e bun, că de ce nu ai noștri au râs. Acum gata, v-a dat fatality, nu știu cum să vă aranjez, nu? Aia, da. Așa, oricum, opriți-vă și e bine așa. Gata. Edie, trebuie să mai repetăm aranjarea asta. Haideți și voi cu încredere, Marian. Mergem mai departe cu familia asta veselă. Să ne revedem tot aici, tot bine, tot pe zâmbet și desigur să reușim să strângem bani mulți. Pentru ei, nu pentru noi. Toate bune. Sănătate. Yeah.